Da, țin să mulțumesc pe această cale tuturor celor care îmi dau dreptul zi de zi. Nu cer șpăci mari, sunt mici, că de oameni suntem, dar sunt multe și se adună. Măcar atâta cât să-i fac și eu o zestre lui Alina, mă gândesc până termină liceul să-i cumpăr o casă în centru, mașină i-am luat deja. Recunosc, nu mă gândeam la toate acestea dacă nu era generozitatea șpăgilor voastre de zi cu zi. Mulțumesc mult! Fără șpagă. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.